tuturor! Este marți, 24 martie. Ne aflăm la 7-lea webinar și sesiune de training dedicată campusului virtual și cadrelor didactice din Universitatea Politehnică din Timișoara. Înainte de a lua întrebări și de a discuta mai multe informații sau mai multe lucruri, fiindcă am rămas dator de la sesiunea de ieri, am să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că mai ales pentru cei care doriți să faceți prezentarea a treia acum cu materiile din semestrul întâi, acesta este vital pentru dumneavoastră, dar și pentru ceilalți. Colegul meu și responsabilul principal de campus virtual, Andrei Ternauciuc, vă va arăta cum să faceți auto-enroll cu studenții, deci cum să vă adăugați studenți singuri la cursul dumneavoastră, de asemenea și cum să vă transferați materialele dintr-o parte în alta. Andrei, te rog. Bună ziua! Mă vedeți? În regulă. O să pornesc partajarea de ecran și o să încep cu partea de verificarea faptului că auto-înrolarea cu confirmare este activă în curs. Pentru asta, intrați într-unul dintre cursurile dumneavoastră. O să comut în limba română ca să fie mai simplu. În cursul în care vreți să verificați că funcționează auto-înrolarea, mergeți în meniul de setări administrare de curs, la utilizator și dați click pe metode de înscriere. Aici ar trebui să existe confirmarea înscrierii la curs. Dacă nu există, această confirmare poate fi adăugată de aici. În momentul în care ea există, trebuie să verificați, dând click pe această rotiță la editează, faptul că cel puțin unul dintre tutori, sau toți, dar de preferat să fie selectați manual din această listă, este bifat. Acești tutori vor primi notificare pe e-mail în momentul în care un student solicită înrolarea în acest curs. Această operațiune de verificare a faptului că se trimite acest e-mail de confirmare către cel puțin unul dintre tutori, asigură accesul studenților la acel curs. Din perspectiva unui student, ceea ce trebuie să faceți este să trimiteți prin e-mail, prin forum, prin orice altă metodă în afara campusului virtual, linkul direct către pagina de curs. Dacă în acel curs este activă și configurată corect auto-înrolarea cu confirmare, le apare acest formular unde ei trebuie în principiu doar să dea click pe acest înscrie-mă. În momentul în care fac lucrul acesta, tutorii configurați vor primi un e-mail de confirmare a participării. Deoarece există o mare întârziere în trimiterea de e-mail-uri din partea campusului, cum preciza și Diana anterior, nu voi face această verificare manual, dar din perspectiva unui tutore în curs, puteți să verificați și manual lista de cereri din aceeași interfață de la metode de înscriere dacă dați click pe detalii înscriere. Aici va fi o listă de studenți care au cerut înscrierea, care pot fi bifați și pentru fiecare dintre ei sau toți odată se poate confirma, aproba înscrierea la curs, din acel moment ei fiind studenți cu drepturi depline în cadrul cursului dumneavoastră. Asta este tot ce trebuie să faceți. Deci doar să verificați că există această metodă de înrolare, că este configurată corect, adică cel puțin un tutore primește e-mail, deși după ce configurarea este corectă, se poate verifica și manual lista de studenți care au cerut înscrierea și atât. Studenții completează această cerere, după care pot fi aprobați de către tutorii de curs. Asta este tot ceea ce trebuie să faceți ca să vă asigurați că studenții se pot auto-înrola. Este foarte util în momentul în care aveți un curs care au restanțieri, care este poate opțional sau studenți care au luat materia în avans. Noi încercăm să asigurăm înrolarea cursurilor, studenților în cursuri în momentul în care face parte din materia principală de an. Da, înainte de a trece mai departe, te rog frumos încă o dată. Deci, lucru ce poate insist eu un piculeț, fiindcă am văzut întrebările de pe chat. Deci, linkul cursului dumneavoastră este efectiv cursul în care doriți să puteți să înrolați studenți. Deci, în care știți că aveți curs studenți restanțieri sau veți avea disciplinele din semestrul întâi și veți avea studenți care trebuie să dea prezentarea a treia.
Este linkul de sus, deci cel cu CVUPTRO course și are un număr la capăt. Deci acela este linkul studentului. Puteți să-l trimiteți la șeful de an sau la un singur student cu care comunicați, să spuneți, trimiteți-le la toți studenții care nu sunt disponibili. Acum, într-adevăr, dacă aveți studenți din alți ani, deci să zicem, sunteți disciplină de anul 3 și aveți studenți din, scuze, disciplină de anul 1 și aveți studenți din anul 3 care doresc să se înscrie la dumneavoastră ca o restanță la dumneavoastră. Noi ne gândim că ei vă vor trimite un e-mail că au restanță la dumneavoastră și că cum pot să ia legătura și să participe la curs. Deci aceasta este presupunerea noastră, că ei vor lua legătura cu dumneavoastră. În acel moment îi trimiteți prin e-mail doar linkul cursului și spune să se înroleze în acel curs. Dumneavoastră, dacă ați selectat, Andrei mai arată încă o dată de unde se selectează posibilitatea. Deci de la utilizator, metode de înscriere. Da? De acolo trebuie să puteți să selectați obligatoriu că primiți notificare prin e-mail la această, să zicem, dată. Și puteți să selectați care sunt tutorii, profesorii care primesc acea notificare prin e-mail. Și atunci când orice student dorește să se înscrie la curs, vă trimite un e-mail automat din campusul virtual, care va avea probabil o întârziere de jumătate de oră sau ceva de genul ăsta, până când vă va veni, să nu vă așteptați să se întâmple instantaneu, cum am spus, nu se poate întâmpla instantaneu acest lucru, și în momentul acela dumneavoastră îl înrolați efectiv singur, tot din această zonă de metode de înscriere. În mesajul... În mesajul pe care primiți pe e-mail, veți avea linkul direct către pagina în care puteți să confirmați înscrierea unui sau mai multor studenți care au apărut aici. Puteți să intrați, dacă știți că studentul a făcut această cerere și înainte să primiți e-mailul, ar trebui să apară în această listă detalii înscriere, dacă există solicitări. În regulă? Bun. Cel de-al doilea lucru pe care doresc să vi-l prezint astăzi este o modalitate foarte simplă în care puteți să aduceți conținutul unui curs, parțial sau complet, în alt curs. Am ales acest curs de demonstrativ, fără niciun fel de conținut, în care utilizatorul meu personal, deci nu administratorul, are rolul de tutore și din interfața acestui curs, deci cursul țintă, în care vreau să aduc materialul, voi accesa din nou, din meniul de administrare curs, posibilitatea de importare. În momentul în care fac acest lucru, am o listă de cursuri în care eu sunt înrolat ca și tutore și din care pot să aduc materiale. Bifez cursul dorit sau îl caut în listă. Aici pot să aleg ce doresc să inserez ca și conținut principal, dar în pagina următoare pot să selectez activitate cu activitate, resursă cu resursă. De exemplu, forumul general nu doresc neapărat să-l import, dar doresc sesiuni de chat sau pagini web, dosare de fișiere, etc. În funcție de cât de multe materiale sunt, în special fișiere, PDF sau orice fel de alte fișiere, importul poate să dureze câteva secunde. După ce se finalizează importul, în cursul țintă o să văd acele activități și resurse pe care le-am selectat din cursul sursă. Această facilitate este foarte utilă în momentul în care sunteți tutore la aceeași disciplină la mai mulți ani de studiu, de exemplu de la specializări diferite, și veți păstra separate clasele, să zicem, de studenți, grupurile de studenți, în cursuri separate, dar nu doriți să importați manual aceleași activități și resurse. Din momentul în care ați importat materialul, cele două cursuri, conținutul celor două cursuri, sunt complet separate. Deci dacă postați într-un forum, nu se va posta automat și în celălalt.
Acesta este cursul final în care s-au adus toate materialele pe care am dorit să le aduc. Este același. Deci a rămas neatins. Cam asta am dorit să vă prezint. Deci dacă aveți întrebări legate doar de această parte, de import, de cursuri și de înrolarea studenților. Ioana, te rog. Da, acum. Cadre didactice, de obicei. Repetați, vă rog, Ioana, întrebarea, s-a întrebat. Ioana, repetă că nu ți-ai pornit microfonul, l-am pornit eu acum. Păi da, că tu mi l-ai oprit, tu trebuie să... Da, pentru că se auzea radioul. Eu n-am radio. De undeva se auzea un radio. Deci, la fiecare curs există un profesor titular și un, așa zis, asistent titular, care poate să fie chiar și conferențiar, n-are importanță. Dar sunt de obicei doi, dacă nu chiar mai mulți. Poate un al treilea, adică ce, care sunt denumiți acolo tutori, să-ți ia ție lucrarea de profesor introdus acolo și să o mute unde vrea el? Asta e întrebarea. Da, implicit toți tutorii, cum sunt denumiți, care sunt înrolați într-un adică curs, au aceleași drept. Dreptul de autor. Există posibilitatea să se folosească un alt rol în afară de tutor, numit non-editing teacher, dar în momentul în care un material poate fi vizualizat, fie de student, fie de un colaborator, acel material poate fi copiat electronic. Deci... Da, și o altă întrebare. Dacă de la un colaborator, nu e cazul meu particular, nu apare decât că e înrolat și apare acolo că a stat 21 de ore pe forum, dar nu se vede absolut nimic că ar fi făcut ceva. Ce înseamnă? Că numai că și-o deschis campusul și se uită la el? Da, lasă posibil. Cam așa. Campusul înregistrează toate acțiunile utilizatorilor în niște loguri, în niște rapoarte de utilizare ce pot fi consultate la nivel de curs, inclusiv da. Pentru tutori sau pentru studenți. Puteți să vedeți acolo ce a făcut într-o zi sau de când s-a înscris în curs. Așa, mai departe... și ultima întrebare cu ce a prezentat sau s-a discutat la început. Ați vorbit despre Webex. Eu am primit astăzi un mesaj că mi-am cerut modificarea parolei de Webex și dacă n-am fost eu, să mă anunț nu știu unde. Nu știu, este un phishing sau este faptul că voi ați indicat undeva oficial și mi-ați dat o altă parolă sau n-am înțeles. Noi nu gestionăm Webex-ul, care este o altă soluție de da. Streaming ca și Zoom. Însă de ce oricine... părere ai tu, Andrei? Oricine cunoaște adresa dumneavoastră de e-mail poate să încerce să reseteze o parolă la orice sistem. Deci poate să facă numele dumneavoastră. Dacă nu ați cerut dumneavoastră, înseamnă că nu ignorați acel e-mail. Da. Deci trebuie doar să știe adresa dumneavoastră de e-mail. Da, ideea este că eu mai pot să intru cu adresa veche dacă... Sigur că da. Deci de aia v-a și trimis e-mailul ca să confirmați faptul că doriți să schimbați ceva în cont. Dacă nu ați confirmat... Rămâne neschimbat. Rămâne aia veche. Sigur. Da, am înțeles. Mulțumesc. Corina Diniș sunt de la Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Aș avea și o întrebare. Ascult. Referitor la studenții de la master care au fost înrolați și care sunt cu mail-uri invalide, aceia nu vor putea fi auto-înrolați până nu își vor face conturi viabile, da? Da, deci auto-înrolarea cu confirmare funcționează doar dacă un student poate să intre pe campus, are cont, chiar să nu fie înrolat în niciun curs, dar poate să intre în contul de pe campus și apoi să acceseze linkul pe care îl trimiteți prin altă metodă. Deci, în primul rând, trebuie să primească acces. Deci ei trebuie să solicite acces. Da. Aș putea eu să fac un fișier Excel cu toate mail-urile lor și cu numele lor și să vi-l trimitem dumneavoastră pe suport să faceți dumneavoastră această treabă? Puteți să faceți asta, doar că nu știu sigur în ce stadiu sunt colegii mei care trebuie să răspundă la mii de e-mail-uri de acest gen. Încercați să trimiteți și poate este mai operativ așa. Ok, bine, mulțumesc. Alte întrebări? Bună ziua, Dorina Isar sunt. Am primit un
mail de la un student pentru înrolare și era în mail completarea formularului. Am luat legătura cu el pe mail și l-am întrebat de ce îmi scrie sau de ce vrea să se înroleze. Mi-a explicat că este din anul 1 și s-a înrolat mai târziu cu o disciplină de anul 2. Pe campusul virtual îmi apare că este activ, dar spre deosebire de ce se întâmplă la ceilalți studenți deja înrolați, în dreptul lui mi-apare și cubela, coșul de gunoi și posibilitățile de setare. Ce trebuie să fac? Să îl activez și să rămână în rând cu ceilalți. Este în rând cu ceilalți, doar că deoarece a folosit această metodă de înrolare de acces al cursului cu confirmarea dumneavoastră ca și tutore, aveți posibilitatea să-i revocați această înrolare. La toți ceilalți studenți care au fost înrolați manual de către noi sau printr-o sincronizare a anului de studiu, a cohortei anului de studiu, nu puteți să faceți aceasta pentru că o facem noi centralizat. Deci este o facilitate în plus pe care o aveți la acești studenți pe care i-ați acceptat, îi puteți și refuza dacă observați că, știu eu, nu face parte din cei care ar trebui să acceseze cursul. Deci, eu nu am de unde să știu că nu face parte din cei dintre ar trebui să verificați la secretariat. Altfel, nu știm noi. Am înțeles. Deci trebuie să întreb la secretariat dacă numitul cutare are drept de Da, deci ca să, scuze, am să intervin doar foarte puțin și eu. Andrei, cred că poți să anulezi share screen-ul, mă gândesc, okay. Nu? Dacă mai trebuie să arăt ceva, dacă nu, putem să ne auzim, sigur. Feluna Filipovici Alexandru vă deranjează. O întrebare am, cu cine să vorbesc, să văd cum fac și eu rost de adresă de mail, că nu pot să-mi fac mai departe astea pe Zoom, numai cu PTO. Bună. Scrieți, vă rog, pe support@cv.pt.ro. Mă gândesc că unul care solicită faptul că dorește să intre în campusul virtual și să vină la un curs de-al dumneavoastră, va fi student într-un an anterior. Deci dacă dumneavoastră nu-l găsiți niciunde la dumneavoastră în listă, atunci trimiteți un e-mail la secretariatul facultății, fiindcă, din câte știu eu, ei mai pot să le acceseze, sau dacă nu, la Laura Mirică, etupt.ro, care cumva noi o utilizăm acum ca să gestionăm, să zicem așa, toți studenții, fiindcă și noi dintre studenții care au completat formularele, sunt câteva, cred că vreo 20 și ceva, care nu-i găsim în GISC, deci în listele care nouă ne-au fost exportate din GISC. Și pentru aceea am trimis solicitare direct la rectorat ca să fie identificați, încă nu putem să înrolăm studenți în campusul virtual dacă nu știm că ei sunt studenți undeva, la noi. Pot fi rematriculați. Da, exact. Deci trebuie să-i găsim undeva. Știi? Trebuie cineva să ne spună, da, sunt studenții politehnici. Da, mă scuzați un pic. Văd că discutăm despre un student de 2 ore sau de nu știu când. Eu am o problemă. Suntem doar de 20 de minute online. Imediat vă dăm voie. Că acest lucru este și pentru alții. Sunt foarte multe solicitări. O întrebare. Stați pe rând, vă rog foarte mult. Numai puțin. Deci îmi cer scuze, chiar vă rog. Da. Adrian acum, George rog, Radu, George. Adresa mea de e-mail este george.radu@arondu.ro. Am fost confundat cu adrian.radu@arondu.ro. Amândoi ținem ore la organe de mașini, dar avem ore diferite, deci nu apărem în tandem. Și eu apar ca asistent la Carmen Sticlaru, ar trebui să apar la Dan Mărgineanu și la Argeșanu. Cum rezolvă confuzia asta pe care... Tot încerc să trimit e-mail-uri pe la suport. Acum, recent, v-am trimis și dumneavoastră și lui Andrei un e-mail și din nou la suport și la șeful de departament și la cei doi titulari de curs. Și dar să știți că pe suport eu nu am văzut niciun e-mail venit de la dumneavoastră, cel puțin în ultimele 3 zile. Înseamnă că suportul le ascunde.
Trimiteți-mi și mie, vă rog frumos, pe adresa mea personală. Bine, o să mă uit atunci și o să vi-l rezolvăm. Ne cerem scuze, noi nu avem cum să știm. Același lucru se întâmplă și cu unii studenți, dacă vin cu solicitări neclar. Ce vă rog mult? E foarte clar cu cursul ce se întâmplă, dar aveți vreo soluție pentru laboratoare? Cum se presupune că Disciplina, disciplina este, vă rog mult să vedeți și celelalte webinarii, deci să puteți să vedeți și ceea ce am zis sau că am făcut în alte, în alte webinarii, fiindcă am tot explicat acest lucru. Deci tot ceea ce, și am dat exemple nenumărate, tot ceea ce se poate face în mediul online, vă rugăm să faceți. Dacă este o analiză, reflexie, nu avem cum să facem. Domnul rector ieri a spus că dacă aveți nevoie de anumit stand, există posibilitatea, să dacă el este transportabil, bineînțeles, să-l puteți lua acasă, să filmați sau să mergeți în laborator doar dumneavoastră și să filmați o lucrare de laborator, cum se realizează, nu știu, ceva, nu știu, orice în acel stand, și să o pune studenților ca să o vadă măcar cum este, urmând ca la reluarea activității față în față să faceți mai scurte laboratoare încât să puteți să recuperați laboratoarele. Planul este ca toată partea teoretică de reflexie, de analiză, de proiect, tot ce se poate face în online să fie realizat până când ne vom relua activitatea, urmând ca după aceea să facă în regim intensiv doar laboratoare. Deci acesta este planul acum. Nu știm nimic mai mult. Deci Bun, nu am soluții. Cursurile, disciplina, deci acolo ele se numesc ca și curs în campusul virtual, dar este totul la un loc, fiindcă am mai avut solicitări asta, că eu vreau un alt curs pentru un seminar, un altul pentru... Nu, este un singur, o singură disciplină. Deci vă creați zone diferite, dacă sunteți mai multe cadre didactice, ceea ce se întâmplă de multe ori, fiecare își creează o zonă unde știe că el lucrează. Scrieți-i seminar, laborator și acolo lucrați doar dumneavoastră. Bun, nu este normal să existe mai multe cursuri. Iar pentru mail și alocarea la alte cursuri ne cerem scuze. Nu, chiar ne cerem scuze. N-am știut noi cum le-am primit. Deci ce s-a primit de pe la departament, am încercat să le facem. Mulțumesc. Da, haide să luăm pe domnul Vasilescu, care era înscris la cuvânt. Mulțumesc. Am o problemă ridicată de un student. Eu am avut inspirația să pornesc activitatea pe campus la începutul semestrului și e înscris la mine la curs în anul 3. Și îmi spune că din alocarea pe cohorte care s-a făcut, figurează înscris la cursurile din anul 4. Fiind în anul 3, numai la cursul predat de către mine. În rest, la celelalte cursuri de anul 3 nu este activ. Eu i-am spus să trimită un mail către dumneavoastră, numai că întreb ca idee, ca să știu, poate nu e problema mea, dar e problema poate a colegilor care țin orele și el figurează că nu a intrat pe pagină și așa mai departe. Nu știu ce să vă zic. Chiar nu știu. Andrei, dacă poți tu. Deci, tehnic vorbind, noi putem să-l înrolăm în cohorta anului 3 și automat se va înscrie, se va înrola în cursurile acelei cohorte. Problema este, dacă știu eu, are o materie sau două de anul 4, că a picat anul, dar a luat în avans. În momentul în care îl scoatem din cohorta anului 4, el este de-înrolat de acolo. Și atunci pierde toată activitatea, temele și notele poate, pe care le are deja acolo. La început de semestru poate nu e o așa mare problemă. Și atunci, ce se întâmplă de obicei în situații mai normale de suport, cum o lună să zicem, era să-i trimitem un e-mail să-l întrebăm dacă are cumva și materii de anul 4, îl înrolam în acele materii și în momentul în care îl scoteam din cohorta anului 4, materiile în care era înrolat și manual îi rămâneau și nu îi se pierde activitatea. E, în focul ăsta continuu în care lucrăm de două săptămâni e cam dificil. Și atunci, dacă în cazul acestui student nu are materii de anul 4, e simplu. Îl băgăm în cohorta anului 3, îl scoatem din 4 și gata. Am să îl întreb când ne întâlnim la laborator. Eu i-am trimis mail punându-i întrebarea asta și spunând să vă contacteze pe suport. Dacă nu puteți să-l auto-înrolați dumneavoastră la... Nu, la mine este înrolat. Deci problema nu la altele. Să trimite un mail
Da, să trimită mail că dorește să fie auto-înrolat la alte cursuri. Celelalte cursuri. Ioana, eu cred că foarte mult ar trebui secretariatele să ne ajute. Noi nu putem să credem pe cuvânt studentul că el este și-a recontractat. Doamna profesoare, din punctul meu de vedere, el a figurat... ar trebui să trimită situații că okay. E student sau nu student. El a figurat în tabelul de la decanat înscris în anul 3 la cursul meu. Bine, asta e un caz special, dar, de exemplu, dacă ai în anul 1 studenți care practic sunt noi, dar poți să ai restanțieri din anul 3, din anul 4. Noi cât de cât avem o situație, dar noi nu suntem siguri că ei și-au și recontractat și că mai sunt studenți. Deci eu zic că întâi oficial de la secretariate trebuie trimis către cadre didactice titulare, ăștia sunt reînmatriculați, sau cum se cheamă acum. Și atunci e o cât de cât ordine. Și atunci îi putem ajuta. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu. Florin Alexa, te rog. Eu am o întrebare tehnică și generală. Având în vedere că sunt examenele de semestru întâi, care trebuie să le dăm acum, până la sfârșitul semestrului 2 s-a prelungit. În primul rând se pune problema anului 4, care are examene din anii anteriori. Și se mai pune problema că nu cred că toate disciplinele de anul întâi au pe campus virtual un corespondent. Ori fiind recomandat să dăm online, ar trebui să avem toate disciplinele. Ce trebuie să facem ca să avem toate disciplinele făcute curs pentru ele? Că după aia se poate face înrolarea automată. Deci, am trimis de ieri dimineață domnului rector o solicitare către secretariate și către departamente. Dânsul a decis unde, cum și-a trimis-o, în care am solicitat exact toată lista disciplinelor cu cadrele didactice de semestrul întâi. Și să începem din nou aceeași muncă de ăsta, ca să creăm acele discipline. Altă soluție nu avem. Deci, decât că trebuie să creăm acele discipline. Deci, dar nu putem vedea dacă sunt create, că vă ajutăm și noi să vă spunem, nu le creați pe toate, că astea sunt create. Să ne se dea o listă cu discipline, de exemplu, ar putea, nu sunt organizate cumva pe facultăți. Avem o listă. Vă putem ajuta și noi cumva. Avem o listă cu toate cursurile care există. Pe facultăți și pe Andrei. Studiu? Numai pe facultăți, nu pe Andrei. Specializări, ba, sunt. Deci, campus, în momentul în care am creat cursurile, ele sunt categorisite pe diverse, după cum ziceam, facultăți, specializări, ani de studiu. Doar că felul în care campusul funcționează pentru utilizatorii obișnuiți, adică non-administratori, se vede lista cursurilor mele și atât, că sunt tutore, că sunt studenți. Am înțeles. Poți să ne faci o listă ca să te ajutăm să spunem din anul întâi de la ETC lipsesc X cursuri? La începutul acestei epopei care a început, după cum ziceam, acum 2 săptămâni, Diana a postat la un moment dat un Google Sheet, parcă, cu lista de cursuri existente pe campus. Putem să actualizăm acea listă ca să vedem ce există acum pe, atât pe semestrul 2, cât și pe semestrul 1. Că atunci verificăm la ETC că sunt și vă dăm, ok, faceți-le pe astea 5. Și e mult mai simplu decât să căutați voi într-o listă din Excel pe care Dumnezeu știe dacă sunt aceleași denumiri pe care le aveți sau nu. Ok, așa cum am zis, am trimis deja un mesaj, uite, asta e o propunere bună, o să trimitem împreună cu asta. Fiindcă multă lume are ore de la ora 12 și mai doresc să vă mai arăt încă partea cu Zoom, modulul cu Zoom, hai să luăm întrebările la sfârșit. Eu pun din astea fundamentale și mai am una. Da. N-am putea face ca să-i ajutăm pe cei, din nou pe cei de la campus, să împărțim deja pe facultăți acele canale ca să preia facultatea gestiunea lor? Cum am zis, noi am oferit acest lucru, nu-i decizia la noi. Unde trebuie să întrebăm? În momentul în care vor exista administratorii definiți, noi trimitem direct la cei administratori, se schimbă parolele și în momentul acela este responsabilitatea facultății ce se întâmplă cu ele. Dacă ETC-ul își asumă și ne dă un administrator care să ocupe integral de un administrator. Care se ocupe integral de Zoom, alocăm 2, trimite pe mail. Și avem un angajat informatic pe Bogdan Vaida, pe care în perioada asta o să preia toate aceste sarcini. Perfect, noi ne bucurăm. Câte canale îmi dați? 2 sau 3, cred că. Depinde de numărul de studenți. Cred că 3 sunt gândite pentru ETC. Așa m-am gândit și eu. Bine, pe zi! Mulțumesc!